ziua și bine v-am găsit! Sunt Virginia, astrolog și haideți împreună să vedem ce ne rezervă astrele pentru săptămâna aceasta. Previziunile sunt valabile atât pentru zodia natală, cât și pentru ascendent. Berbec. Modul carismatic de a-ți exprima personalitatea și sex appeal-ul de care dai dovadă săptămâna aceasta sunt evidențiate, atrăgând atenția și interesul. Poți iniția cu ușurință noi planuri sau acțiuni, fie relaționale, fie profesionale, însă va trebui să te asiguri că sunt gândite strategic și din perspectivă financiară, sau că interesele sunt comune. Te vor atrage persoanele, situațiile sau lucrurile noi pe care cauți să le experimentezi cu mult interes. În weekend ești îndemnat să fii mai organizat și mai disciplinat în propriile gânduri și acțiuni, evitând să te împarți în prea multe direcții în același timp. Taur. Determinarea și ambiția de a-ți atinge unele obiective, personale sau profesionale, trebuie gestionate cu grijă, evitând fixitatea sau rigiditatea. Interacțiunea cu oameni în poziții influente poate să devină tensionată dacă nu ești dispus să găsești variante de compromis. Totuși, sextilul dintre Venus, planeta care te guvernează, și Uranus din propriul tău semn, te vor stimula fizic și intelectual, venind cu idei sau soluții noi și ingenioase, favorizând demersurile creative. Unele planuri de weekend pot să suporte unele modificări, însă cu cât vei păstra un management al timpului mai strict, cu atât vei profita mai mult de el. Gemeni. Ai parte de o săptămână dinamică, atât fizic cât și intelectual, în care vei tinde să-ți exprimi părerile și perspectivele într-un mod direct și asertiv. Deși poți fi provocat de unele persoane, este esențial să-ți alegi luptele cu grijă, evitând să dai curs unor conflicte inutile care pot să-ți activeze unele sensibilități. Dacă totuși nu poți evita acest lucru, folosește tot ce afli despre tine într-un mod cât mai constructiv, mobilizându-te, chiar dacă aceasta poate presupune să încerci noi variante de a te pune în valoare. În weekend, fii pregătit pentru o organizare mai bună, interioară sau exterioară, și nu ezita să apelezi la susținerea cuiva dacă o consideri necesară. Rac. O săptămână cu dorințe puternice și o determinare pe măsură. Ești atras de oameni noi, domenii noi sau pur și simplu o schimbare de look, de stil vestimentar este ceva ce ai vrea să experimentezi. Un proiect anume, un interes într-un domeniu nou sau o persoană din cercul tău de prieteni devine elementul care îți captează întreaga atenție și în care vei tinde să investești resurse. Ești îndemnat să fii precaut și calculat cu investițiile făcute și eventual să-ți construiești o strategie concretă. În weekend, un plan de călătorie sau un schimb de idei poate să nu decurgă așa cum ți-ai dori, însă dacă obiectivele tale sunt clare, vei depăși cu ușurință situația. Leu. Ești determinat să investești în ceva ce este important pentru tine, fie de natură personală, fie profesională, iar modul în care ești perceput de către ceilalți contează mult pentru tine. În același timp, dacă nu primești atenția sau recunoașterea de care ai nevoie din partea unui partener, îți poți manifesta nemulțumirea destul de vizibil. Te poți folosi de ceva la care ai lucrat în ultimul timp, într-un mod diferit și chiar ingenios, perfect pentru a te pune în valoare. În weekend, poți realiza că ai nevoie să fii mai organizat cu resursele sau planurile pe care ți le faci, prioritizând ce este cu adevărat important pentru tine. Fecioară. Apariția unor tensiuni vis-a-vis de planul domestic sau în interacțiunea cu mediul profesional, vizând gestionarea unor sarcini sau responsabilități, poate amplifica unele sensibilități cu care va trebui să lucrezi în această perioadă. În egală măsură, va trebui să găsești o variantă echilibrată de a te împărți între ce este important pentru tine cu ce trebuie să faci în folosul celorlalți, deoarece în caz contrar se pot acumula unele frustrări. Comunicarea deschisă, împărtășirea problemelor cu cineva și călătoriile îți pot oferi noi perspective. În weekend ești îndemnat să-ți întorci atenția spre tine, spre propriul suflet, în ciuda solicitărilor exterioare. Balanță. A veni cu un element de noutate în modul în care îți exprimi personajul socio-profesional este de mare interes pentru tine în această săptămână. Imaginea și rolul, fie prin munca pe care o realizezi, fie prin prisma unui proiect din care faci parte, sunt importante pentru tine, iar dacă cineva sau ceva anume va tinde să te limiteze sau să împiedice cumva în atingerea obiectivelor tale, poți deveni direct și tranșant în abordare. În weekend poți simți nevoia să petreci mai mult timp cu tine pentru a gestiona eficient o situație care pare să te supra-solicite, însă dacă gândești pozitiv, vei atrage rezultate pozitive. Scorpion. O relație de parteneriat, fie personal, fie profesional, se află în centrul atenției tale, mai ales dacă nu decurge așa cum ți-ai dori. Va trebui să găsești o variantă de compromis prin care să-ți atingi obiectivele, ținând seama și de nevoile sau dorințele celuilalt. A gestiona înțelept orice presupune colaborare sau cooperare va fi esențial, evitând tendința de a-ți impune perspectiva sau punctul de vedere. Dacă te simți atras de cineva cu o filozofie diferită de a ta, nu ezita să dai curs unei noi experiențe.
În weekend, dacă unele planuri nu vor decurge așa cum îți dorești, caută variante alternative. Săgetător. Nevoia de libertate, de aventură, de a-ți urma propriile interese sau de a te promova mai mult pe partea de social media se află în centrul intereselor tale. Însă poate antrena necesitatea gestionării unor chestiuni practice, organizatorice, care nu-ți fac foarte multă plăcere. Partea bună este că ai abilitatea de a improviza și de a folosi într-un mod creativ și inspirat resursele de care dispui, lucru care te poate avantaja și pe plan financiar într-un mod neașteptat. O situație anume va necesita o gestionare atentă și asumată din partea ta în weekend, iar o cooperare armonioasă va fi esențială pentru depășirea ei. Capricorn. Dorințele, pasiunile tale, oamenii sau activitățile care îți plac și cu care rezonezi vor fi în centrul atenției tale. Ceva sau cineva îți stimulează imaginația și creativitatea, fapt care te poate avantaja atât pe plan relațional cât și profesional, deoarece ideile tale ingenioase sunt mai mult decât binevenite. Dacă o relație romantică este în vizorul tău, te poți lăsa cu totul acaparat de ceea ce simți pentru celălalt. Planul financiar necesită atenție din partea ta, cât și evitarea speculațiilor financiare. Ceva anume te nemulțumește în weekend, poate un plan de călătorie sau o vizită undeva care nu decurge așa cum ți-ai dori. Vărsător. Capacitatea de a colabora armonios cu cineva, într-o chestiune profesională sau familială, ți este pusă la încercare de stilurile diferite ale persoanelor în cauză, fapt care va cere din partea ta o gestionare cât mai diplomată a situației. Ce ajută este deschiderea și flexibilitatea de care dai dovadă în a testa variante sau instrumente noi de lucru, care se pot dovedi mai mult decât eficiente. O chestiune financiară sau emoțională poate să necesite mai multe grijă și atenție din partea ta în weekend, dacă îți dorești să ajungi pe aceeași lungime de undă cu partenerul. A arăta și a demonstra că îți pasă va fi esențial. Pești. Unele chestiuni care vizează planul domestic sau profesional, în termen de administrare, organizare sau gestionarea unor sarcini sau responsabilități, vor fi în centrul atenției tale pe parcursul săptămânii. Evite tendința de a-ți asuma mai multe obiective decât poți efectiv duce la capăt și fii atent la comunicarea cu ceilalți, deoarece poți găsi ușor motive de supărare sau iritare. Ai mai multă grijă la sistemul tău nervos și încearcă să-ți direcționezi energia mentală în exces, în exerciții simple și ușoare. Unele conversații se pot dovedi inspiratoare și binevenite. În weekend, investește mai mult în ceea ce te apropie de partener decât în lucrurile pe care le priviți diferit. Acestea au fost previziunile săptămânii acesteia. Să fie o săptămână minunată! La revedere!